Ce duce la criza intimității în cuplu? Sunt trei manifestări principale prin care ne îndreptăm rapid către moartea intimității în cuplul nostru. De cele mai multe ori ne punem măști prin idealizarea relației și a partenerului, alegând basmul în locul lucidității. Ne pierdem unicitatea, identificându-ne cu partenerul și deseori ne pierdem chiar autonomia și libertatea de a fi cum suntem în realitatea noastră, din dorința de a fi unul cu celălalt, de a ne contopi cu partenerul. Toate aceste manifestări le facem pentru că acționăm încă din rănile copilăriei mici, abandon, respingere, umilință, și căutăm să recreăm în cuplu relația nesănătoasă avută cu părinții. Scrie-mi în comentarii părerea ta despre acest subiect. Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să-ți vindeci durerile ca să te bucuri de viață. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație.